Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, sunt Albaca și astăzi mă uitam prin comentariile de la voi să vedeți pe ce vreți să mai discutăm în această joi minunată. Stai, ce? Nu e joi, e vineri. Hei, vedeți voi, povestea pe scurt, nu da șeful, pe scurt ne-a murit pe Sivu. Scuze, nu se va mai întâmpla, sper. Probabil am doar niște blesteme de la Zeiflexului sau cine știe. Dar în fine, pe când scrollam eu printre comentariile voastre, am dat peste asta. Și asta, și asta, și asta. Deci da, cred că a venit timpul să vedem de ce Facebook-ul în România e de căcat. Băiatul de oraș gătește frumos fierbinte, ascultă muzică de-aia bună fără cuvinte. Se mângâie în păr, nu se trage de cele sfinte, că-l taie mămică la bani dacă nu e cu minte. Oh boy, după cum bine știți mulți dintre voi, pe Facebook lucrurile nu mai sunt cum erau pe vremuri, pe vremuri. Adică știi tu, atunci când Facebook-ul era pentru noi, mai tinerei, aia care își făceau cont doar ca să vorbească pe mes cu prietenul, prietena, BFF-ul, BFF-a și ocazional să mai spamăm niște meme-uri pe pagină, dar ei bine, acum lucrurile nu mai sunt la fel, deloc. De când toți moșii și babele s-au prins că pot să vorbească cu copiii din Spania pe mes și mămicile singure intră să-și pună poze cu ele după ce au ieșit de la muncă ca să-i vadă toți gheorghiții și vasilicii să dea și ei o labă strașnică pe ele. Oh, da! A, da, și să nu mai vorbim de comentariile alea de pe pozele lor, gen, vai, dragă, ce frumoasă te-ai făcut! Când mai vii pe la un grătar la noi? Ce pula mea! Dar, știi ceva? E vina noastră în mare parte. Pentru că și tu, și eu, și prietenii noștri am făcut greșeala de a învăța cum să-l folosească. Am dat arma în mâna lor. Hai că știi ce zic, atunci când venea măta la tine și te întreba cum să-și facă și ea cont pe Facebook, pe noul ei smartphone, luat la abonament de 5 lei de la Digi, nou-nouț, și tu ca prostul ai zis ok. Și nu tot tu învățai care e diferența dintre un fucking comentariu la o postare și un mesaj în privat, sau cum să pună așa bine cunoscutele poze cu Dumnezei și flori pe pagina ei. Că vai, Doamne, să vadă tot satul cât de credincioasă e ea. Păi vezi, vina tot de la noi se trage pentru că iubim. Dar totuși, bă, de ce ne-am mâncat în cur să facem asta? Are vorbele la el, dar nu ajung pe limbă. În general e îndrăgostit de curul lui în oglindă. Vine pompat, încruntat pe la solar și masaj. La scandal e zero, dută cu pumnul de mesaj. Ei bine, vedeți asta. Acesta se numește Cocalarus rexus, o specie foarte înfloritoare în zilele noastre, atât pe Facebook, dar nu numai. El poate fi găsit în sălbăticie, la colțurile blocului sau în fața scării, deseori brada lor fiind semințele ieftine și berea blondă. Cocalarii sunt oameni, așa ca tine, așa ca mine. Toți avem un oarecare gramaj de cocălărime în noi, fie că vreți, fie că nu. Până și cei mai înfocați rockeri, imposibil să nu fie ascultat o manea în viața lor, la vreo petrecere și actually să le fi plăcut. Credeți-mă că știu. Dar vedeți voi, un cocalar e una, dar o pițipoancă e cu totul de pe altă planetă. Chiar arată ca niște extraterestri. Pițipoancele sunt un fel de cocalar fără coaie, feminizat din cap până în picioare și tras printr-un filtru de botoxuri și silicoane. Pițipoancele sunt deseori întâlnite în preajma cocalarilor și rata lor crește pe cât buzunarul ăluia crește. Adică dacă vedeți pe nenea în BMW-ul, chiar dacă el de fapt nu are bani și și-a decât pateu dimineața de la Mega Image între turile de pe șantier și casa lui constă într-o baie la comun cu încă 5, așa ca el, și un pat rupt cu arcuri, ei bine, aici vor apărea și așa zisele domnișoare piții. Ce fac cu cocalarii mai exact? Ei bine, activitatea lor pe Facebook constă în următoarele: poze cu mâini pe volan, de obicei cu un ceas furat din târg și desigur într-o mașină împrumutată de la un prieten, spartul semințelor la meciuri și nuncele din urmă, mușchii de schilod făcuți probabil din atâta labă dată de pe site-urile porno second hand. Iar acum să vedem ce fac pițipoancele. Ei bine, în mare parte selfie. O grămadă de selfie-uri cu buzele țuguiate, de zici că de-abia a terminat o felație.
pensie, curuleșit în față de parcă ar avea o scolioză și nu în cele din urmă posterile de noapte bună sau dau notă la toți care îmi lasă com. Oh, vai, doamne, în ce lume am ajuns să trăim, Ada, și poate îmi răspundeți voi, fetelor, la chestia asta care mă cam îngrijorează de ceva timp. Când aveți de gând să vă faceți operația de scoatere a pietrelor de la rinic, că văd că vă cam ține un junghi în fiecare poză, să-mi bag pula, ce e cu poziția asta? De ce? De ce ridicați un picior, aruncați curul în spate și vă rotiți capul de zici că vi s-a pus un cârcel la pizdă fix când să faceți poza? Are dracu de bufnițe! Lumea s-a schimbat, hai luați-o ușor. Băieții de oraș vânează Pokémon la semafor. Infractorii fără fapte dau check-in la coafor. Sub armură poartă tanga cu parfum de vibrator. Spam, spam, spam și iarăși spam de la cineva care poate l-am întâlnit acum 5 ani la vreun botez random. Spam de la alt handicapat care a descoperit el că poate primi niște căcat de iteme inutile, by the way, pe Candy Crush sau Farmville, dacă mă invită și pe mine și nu numai, și pe toată lista lui să ne jucăm cu el. Și spam cu live-uri de pe grupuri de tot rahatul cu fete așa zis plictisite, care nu au ce face decât să îmi fută mie feed-ul cu: hei, mă numesc Alexandra și îmi plac filmele. Du-te dracu cu tot cu filmele tale și lasă-ne în pace. Dacă vrei să faci live, că te simți singură și vrei atenție, e ok, te înțeleg. Nu toți suntem perfecți, dar măcar admite-o în pula mea. Și nu mai zic când te întreabă cineva ce dracu cauți acolo că: eram pe acasă, mă plictiseam și na. Că ăsta nu e un motiv, ăsta e o amărâtă de scuză. Și când vreun arab random chiar îți scrie în chat: hei, PC, ce mai faci? Stai puțin să punem accent de arab. Hei, PC, să nu dea dracu să nu te simți ofensată că, vai, doamne, tu regina manelelor, ai un standard predefinit cum își permite orice amărât să vorbească cu tine. Așa, ești pe internet, te-ai pus singură să vorbești cu oameni, asumă-ți responsabilitatea în morții ei de treabă. A, și dacă tot vorbim de prietenii noștri indieni care magic ajung să-ți dea follow, habar n-am cum. Iar dacă ai ghinionul să fii și fată, s-ar putea să te trezești cu mesaje de la ei cu "Show me your vegana". Ei bine, nu știu ce să spun. Uneori dacă te întrebi de ce ai parte de tot rahatul ăsta pe Facebook, poate că soluțiile pot fi doar astea. 1. Îi ștergi listele de prieteni și le faci astfel încât să fii sigur că îi știi pe toți de pe acolo și nu mai adaugi ca nesătulu orice pizdă bună vezi, doar în speranța că, vai, doamne, poate acum nu se va întâmpla vreodată. Treci peste, trăiești în minciună. 2. Mută-te dracu pe Instagram, acolo totul e clean, sau cel puțin e cu mult mai clean decât pe Facebook, asta e clar. Știu că sunt practic sub aceeași firmă, companie, dar se ocupă diferiți oameni cu diferite idealuri. Eu unul m-am mutat pe Instagram din cauza iubitei mele Andreea, care m-a convins să-l folosesc și pentru asta o voi ține minte toată viața mea. Voi nu știți cât de mult mai bine te simți pe Insta. Americanii au Twitter, noi avem Facebook. De ce trebuie să luăm noi căcatul? Ei bine, ce-ar fi să lăsăm noi Facebook-ul pradă mămicilor și cocalarilor și tuturor care vor să facă cancer, să-și dea like singur și să ne distrăm noi mai bine altundeva unde cancerul nu colcă e la orice colț. Ăsta e Insta-ul meu, dacă vreți să vedeți ce mai fac și ce mai postez, sau dacă vreți să-mi dați mesaje cu salut boss, ce mai faci, și să răspund la ele, aici puteți, la Alpaca Legion, cel mai oficial dintre oficiali. Avem 10 strențe de sculțe pe metru pătrat și modele închipuite fugite noaptea din sat. E recomandat să dai la ele că rămâi antrenat, doar sub unghiile false dai de jeg adevărat. Modelul nou de băiat, băiat pare fată, modelul nou de fată s-ar putea să-ți bată. Da, e adevărat. Noi suntem învechiți și cei dinaintea noastră sunt și mai învechiți și până la urmă ceva nou, dar nu și neapărat mai bun, va apărea. Asta variind de la telefoane până la oameni. Noua generație de copii nu sunt relativ răi în niciun fel, numai că trebuie să fie îndrumați corect, astfel încât să vadă că se poate și altfel. Eu mereu am fost de părere că dacă unui om îi arăți toate variantele și îl lași pe el să aleagă, chiar și în cazul în care a ales greșit, măcar și-a făcut-o cu mâna lui și astfel va învăța
data viitoare să nu mai facă așa. Ei bine, și aici e la fel. Dacă Facebook-ul e de căcat și Insta-ul relativ poate să se dezvolte în ceva foarte de căcat, atunci, ei bine, avem o alternativă mai restrânsă. Acum ar fi Discord-ul. Nu Skype-ul, Discord-ul. Skype-ul e un căcat bugat și prost optimizat. E bad din foarte multe puncte de vedere, sau cel puțin mult mai bad ca Discord-ul. Acum mulți încep să-l folosească și știu că nu e teoretic clasificat ca un social network, dar practic este. Uite, spre exemplu, noi avem un grup numit Legiunea Alpaca. Dacă vreți să intrați, aveți link-ul în descriere, unde practic noi ne strângem și vorbim chestii super mega random, de la gaming până la ideile pentru următoarele clipuri și, bineînțeles, pule. Multe, multe pule urmate de alpace. Deci da, e o nouă generație. O nouă generație mereu va apărea și totodată mereu vom fi predispus să ne uităm în trecut și să spunem că atunci era mai bine, frate. Dar să fiu sincer cu tine, viața merge mai departe, timpul nu stă pe loc, așa că dacă nu înveți să te adaptezi repede, o să rămâi în spate, tăticule, și nimeni nu o să stea după tine. Așa că bagă mare, învață noutățile, fii dispus să faci o schimbare, cu toate că știm amândoi că îți e lene și poate, doar poate, vom avea o șansă în a schimba ceva în bine. Stai că-mi vine să râgă de la prea multă vrăjeală. Și asta a fost și videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Știu că nu a apărut joi, dar pula mea, PC-ul ăsta moare încet, dar sigur. Trebuie dracu să-mi iau unul nou cumva. Probabil că aș vrea să fac niște livestream-uri zilnice, dacă se poate, pe la 8 seara în viitorul apropiat, dar nu știu. Vedem, mai vorbim pe Insta. Nu uita să vă abonați ca să deveniți parte din Legiune și vă aștept joia viitoare cu o nouă parodie animată ca asta și probabil ceva clip marți cu mine făcând altceva total random, încă nu știu ce. Iar la 3, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3. Respect! Astăzi, chiar și căcatul se resoftează. Când apare un telefon nou, credincioșii oftează. Istoria se scrie cu cafea la terasă și în magazin, la mall, când plătești la casă.